Îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă îi va găsi de gând. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar vedea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar fiți gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Doamne, i-a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta, sau pentru toți? Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept, pe care îl va pune stăpânul său peste slugile sale, ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănânce și să bea și să se îmbete, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult. Și cui s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. Până aici, cuvântul Scripturilor. Vreau de pe masa aceasta, iubiți mei, să mai poposim în rugăciune câteva momente înaintea Domnului. Și aseară se vorbea aici de o piatră de aducere aminte, care a fost așezată între Mițpa și Șen. Și acolo, 1 Samuel, cuvântul Domnului spune că a numit-o piatră de aducere aminte, Ebenezer. Domnul până aici ne-a ajutat și ne-a binecuvântat și am avut o seară de părtășie în care am mulțumit lui Dumnezeu și cu adevărat ne-am adus aminte de binefacerile lui Dumnezeu de peste anul pe care l-am lăsat în urmă. Și astăzi după masă m-am gândit la un alt stâlp de aducere aminte pe care l-a înălțat Iacov când a plecat în călătoria lui în Mesopotamia. Și aici, cuvântul Scripturilor în Geneza spune că Iacov s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locului acelea numele Betel, mai înainte cetatea se chema Luz. Iacov a făcut o ruință și a zis, dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă va întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. La începutul acestei călătorii, o piatră de aducere aminte și spune, aceasta va fi casa lui Dumnezeu. Acum, la începutul acestui an, vrea și noi să punem o piatră de aducere aminte. Să spunem, Doamne, am vrea biserica Ta, biserica Betel, să fie o piatră de aducere aminte pentru noi. Să ne amintim că Dumnezeu este Cel care zidește biserica Lui, că Dumnezeu veghează asupra bisericii Lui și că Dumnezeu promite să vegheze și asupra vieților noastre. Avem făgăduințele Lui în cuvântul Scripturilor. Dumnezeu le-a făcut în dreptul bisericii și în dreptul nostru al fiecăruia. Și astăzi, după masă, aș vrea să ne încredințăm în mâna bună a lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, sunt aici făgăduințele Tale cu privire la călăuzirea noastră. Vrem să fii și să rămâi și în anul acesta Dumnezeul nostru și biserica Ta este martoră la această juruință noastră. Dumnezeu să ne învrednicească. Așa cum stăm, haideți să ne rugăm împreună, Domnule. Thank you.
Să reocupăm locurile și împreună să dăm slavă Domnului cântând.
Suntem la început de an 2015 și de obicei oamenii când trec dintr-un an în altul se obișnuiesc să facă diferite promisiuni și să spună pentru anul în care am intrat vreau să fac următoarele lucruri și la sfârșit de an se uită să vadă câte le-am plinit și câte nu. În seara aceasta s-a citit un text care are următorul titlu și anume Îndemn la veghere. Îndemnul acesta pe care cuvântul lui Dumnezeu l-a adus în seara aceasta în dreptul nostru nu e valabil doar pentru următoarea rugăciune. Nu e valabil nici măcar pentru săptămâna aceasta în care suntem și altele în care vom intra. Și îndemnul acesta la veghere îmi doresc să fie pentru fiecare dintre noi tot timpul vieții cât trăim pe pământul acesta. Toată săptămâna, 7 zile din 7 zile, 24 din 24, cuvântul lui Dumnezeu ne cere că trebuie să fim niște oameni veghetori. Și știți de ce? Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vom vedea că una dintre calitățile lui Dumnezeu pe care o are e tocmai aceasta, și anume că El este veghetor. Îl întreba Dumnezeu pe Ieremia, ce vezi Ieremia? Și a spus, îl văd un veghetor. Și spunea Dumnezeu, bine ai văzut, căci eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. V-ați întrebat ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu n-ar veghea o secundă sau un minut? Câte tragedii ar fi, câte accidente, câte catastrofe s-ar întâmpla dacă Dumnezeu n-ar veghea? Și totuși, cu toate lucrurile acestea care le vedem în dreptul nostru, accidente, epidemii, războaie și așa mai departe, chiar dacă lucrurile acestea aparent par un haos, totuși Dumnezeu veghează asupra cuvântului Său ca să-L împlinească, slăvit să fie Domnul. Și acest îndemn la veghere pe care Apostolul lui Hristos îl aduce în fața noastră în seara aceasta, și anume îndemnul la veghere, această calitate pe care o are Dumnezeu și care vrea să o avem și noi. Vreau să ne uităm împreună în cuvântul lui Dumnezeu, să vedem câteva laturi și câteva aspecte în care cuvântul lui Dumnezeu ne cere să veghem. Și primul lucru care l-am găsit în Scriptură e că Dumnezeu ne cere să veghem asupra noastră, personal, asupra gândurilor mele, asupra pașilor mei. Sunt multe versete în Scriptură, dar vreau să citesc câteva doar din Proverbe, capitolul 16. Versetul 17, unde cuvântul lui Dumnezeu spune felul următor. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Proverbe, capitolul 19, versetul 16. Cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Primul lucru pe care Dumnezeu ne-l cere în seara aceasta să fim veghetori în anul acesta în care am intrat în anul 2015 e vegherea asupra noastră, fiecăruia dintre noi. Și știți de ce? Cuvântul lui Dumnezeu spunea prin Apostolul Petru că diavolul răgnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Dar spunea acolo cuvântul lui Dumnezeu, dar voi fiți treji și vegheați. Noi avem datoria aceasta să fim treji fiecare dintre noi și să veghem în anul acesta în care am intrat asupra gândurilor care le avem, asupra imaginilor care le lăsăm să treacă în mintea noastră, asupra căii noastre. Așa spunea cuvântul lui Dumnezeu. Cine nu veghează asupra căii lui va muri. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să veghem la lucrul acesta. Apoi un alt lucru care îl vedem în Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 7, în felul următor. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. În vederea rugăciunii să veghez îmi cere Dumnezeu atât personal, cât și noi toți ca și comunitate, să fim niște oameni care să veghem în latura aceasta. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu înainte de răstignire, îl vedem pe Domnul nostru, pe Iisus Hristos, împreună cu ucenicii săi în grădina Ghețiman și le spune, ședeți aici până mă voi duce ca să mă rog.
și vine înapoi la ei și îi găsește dormind. Face lucrul acesta încă o dată, se întoarce la ei, din nou aceeași stare de somn. Și ceea ce le spune Hristos, le face următoarea afirmație în Matei, capitolul 26, și haideți să citim împreună cuvântul lui Dumnezeu. Matei, capitolul 26, când se întoarce Iisus la ei, le spune în felul următor: apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru: ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Și am stat și m-am întrebat, le reproșează Domnul Iisus că n-au vegheat sau că nu s-au rugat? Dar dacă citim următorul verset, vedem ce spune mai departe. Și spune în felul următor: vegheați și rugați-vă. Și ceea ce am înțeles e că vegheria trebuie să meargă mână în mână cu rugăciunea. Nu pot să spun că veghez și sunt un om vegheator dacă eu nu mă rog. Nu pot să spun că cunosc planul lui Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu vrea de la mine și lucrurile în care trebuie să veghez dacă eu nu sunt vegheator și consecvent în rugăciunea mea. Îmi doresc ca în anul acesta în care am intrat să fim oameni care să veghem asupra noastră și apoi să fim oameni care să veghem și în acest capitol al rugăciunii. Pentru că vremurile acestea în care mergem, dacă ați observat și cu siguranță ați văzut lucrul acesta, se încearcă să se umple timpul cu totul altceva, dar rugăciune parcă prea puțin. Atunci când vine vorba de rugăciune, parcă sunt prea puțin oamenii care o caută. Dacă vine vorba de un concert, îți pline sălile și nu sunt rele lucrurile acestea. Însă Dumnezeu ne cere să fim niște oameni veghiatori și să veghem. Și lucrul acesta se dovedește atunci când noi ne rugăm. Mai departe, un alt lucru pe care aș vrea să-l vedem din cuvântul lui Dumnezeu și în care cuvântul acesta lui Dumnezeu, care e viu și lucrător, ne cere să veghem, e unii asupra altora. Dar noi de obicei atunci când veghem unii asupra altora, veghem atunci când vrem să-l prindem pe fratele nostru că a făcut un lucru care nu-i potrivit și ca să avem cu ce să-i dăm în cap, de multe ori veghem ca să-l prindem cu ceva. Cuvântul lui Dumnezeu ne cere o altfel de veghere. Și haideți să citim în Evrei, capitolul 10, cu versetul 24, unde cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor: să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Mi-aș dori felul acesta de veghere să-l avem toți care suntem în biserica aceasta. Atunci când ne întâlnim unii cu alții, să nu ne gândim și să nu ne preocupe oarecare sunt lucrurile rele pe care le-a făcut cutare sau altcineva, nu. Și atunci când ne întâlnim unii cu alții, să putem să ne întrebăm oare cum stăm cu dragostea din tâi? Oare mai suntem acolo sau oare ne-am răcit? Oare cum stăm cu faptele bune? Mai facem fapte bune sau ne-am lăsat de mult de lucrul acesta? Cuvântul lui Dumnezeu ne cere în seara aceasta să fim oameni care să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul acesta. E așa de important, așa cum am spus, să veghem. Și nu doar în seara aceasta, nu doar o săptămână, nu doar o lună, nu doar un an, că e prea puțin. Pentru că diavolul caută să înghită și răgnește ca un leu. Dar Dumnezeu tocmai de aceasta ne-a cerut ca să fim treji și să veghem, ca să fim gata în orice clipă. Pentru că așa spunea cuvântul lui Dumnezeu în Luca, capitolul 12, versetul 43, care s-a citit: ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Și în altă parte, același cuvânt al lui Dumnezeu spune: ferice de robul acela pe care la venirea lui îl va găsi veghind. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim niște oameni veghiatori. Cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, capitolul 6, ne spune și cum trebuie să veghem. Vedeți, Dumnezeu nu ne cere doar să veghem și nu ne dă soluția. Și atunci când Dumnezeu ne spune că noi trebuie să veghem și să fim niște oameni veghiatori, cuvântul lui Dumnezeu ne dă și soluția și ne spune cum trebuie să veghem. Haideți să citim în Efeseni, capitolul 6, după care aș vrea să ne rugăm. Efeseni, capitolul 6, versetul 14. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței,
cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Îmi doresc în anul acesta în care am intrat să fim niște oameni așa cum ne vrea Dumnezeu. Așa cum s-a citit în versetele acestea, să fim niște oameni care să fim gata în orice clipă. Pentru că care dintre noi știe la ce oră se va întoarce stăpânul? Niciunul dintre noi. Dacă am ști, probabil ne-am pregătit cu câteva minute înainte și am fi gata. Dar tocmai pentru că nu știm nici ceasul, nici ora, nici clipa, Dumnezeu ne cere să fim gata în fiecare moment. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim gata, așa cum s-a citit. Să avem mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, picioarele încălțate cu râvna Evangheliei. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru aceste lucruri aș vrea să ne rugăm în anul în care am intrat. Dumnezeu să ne ajute să le avem din belșug, să avem și râvnă, să trăim neprihănirea, să avem și sabia aceasta care e cuvântul lui Dumnezeu, să avem coiful mântuirii, să fim îmbrăcați cu platoșa neprihănirii și Dumnezeu ne garantează că dacă vom avea aceste lucruri din belșug, atunci când El se va întoarce, chiar dacă nu cunoaștem clipa aceea, noi vom putea fi gata și Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Ceea ce spunea cuvântul lui Dumnezeu în altă evanghelie, în Marcu, capitolul 13, versetul 33, dacă nu greșesc, cuvântul lui Dumnezeu spune acolo în felul următor: ce vă spun vouă, zic tuturor, vegheați. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul acesta, în anul acesta în care am intrat. Așa cum am spus, îndemnul acesta să nu fie doar pentru aici acum și când ieșim la casele noastre să uităm de el, ci în fiecare zi să ne gândim că Dumnezeu ne cere să fim niște oameni vegheatori, pentru că e posibil ca El să se întoarcă în fiecare clipă, în fiecare moment în care am intrat și care urmează să se întâmple. E posibil ca Domnul nostru să vină și Dumnezeu ne cere să fim gata. De aceea haideți să ne ridicăm în picioare și, așa cum am spus, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute, că atunci când El va veni, să fim îmbrăcați și să avem toate aceste lucruri din belșug. Amin. Să vă mulțumim.
Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Ne bucurăm să putem să fim împreună la părtășie și așa cum am putut să constatăm de-a lungul timpului, nu există dată să venim la părtășie și Dumnezeu să n-aibă ceva pentru noi. Important este ca inimile noastre să fie pregătite și deschise ca să primească ceea ce Dumnezeu a rânduit și rânduiește pentru viețile noastre. Pe toți vă binecuvântăm în numele Domnului și apreciem că seara aceasta ați venit ca să facem popasul acesta la începutul acestui an împreună în această casă de rugăciune. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haideți împreună să mai înălțăm numele Domnului prin cântare, după care Cătălin cu soția și cu David, dacă e cazul, să înalți numele Domnului cântând. Fratele Gicu Isaie caută și el o poezie. Sora Dina înalță numele Domnului pentru cântare și în acest timp ne vom închina Domnului și cu darurile noastre.
De mult aș fi căzut sub prea povara mea, de n-ar fi fost tu să-mi arăți cât mă iubești. De când tu m-ai găsit, nimic nu e prea greu. Merg înainte și mă cred în iubirea ta, dar eu mă cred, chiar dacă nu pot să înțeleg, mă cred, în taine nu pot să înțeleg, mă cred, chiar dacă trec prin încercări, mă departe și bucuria mea în noaptea dispărut. Continui să mă cred în tine, tu mi-ai promis că voi vedea lumina ta. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. În biserica unde am crescut, duminica după masă, la programul de după masă, trebuiau să slujească copiii. Cei care aveau voce, era mai ușor. Chestileau pe ei, alegeau o cântare și cântau. Pentru noi, cei care nu aveam voce, era puțin mai greu. Trebuia să învățăm pe de rost poezii. Se întâmpla că uneori nu reușeam să avem o poezie nouă. Și o spuneam pe cea veche, de data trecută. Duminică dimineața am spus o poezie despre nașterea Domnului, despre darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu prin Fiul Său prea iubit, prin Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să repet această poezie și fiecare dintre noi să identificăm alături de autorul acestei poezii, darurile care ne-a fost trimise. Să căutăm altele în paginile Sfintelor Scripturi și să le acceptăm în viața noastră. Ele vor fi o binecuvântare pentru noi.
Te-ai întrupat ca să-mi ridici păcatul, ca să mă mângâi și să mă iubești. Deși atât de minunat la Tatăl în nesfârșite și eterne slăvi cerești. Te-ai coborât ca să aduci lumină pe acest pământ atât de întunecat. Deși acolo slava cea divină, atâta strălucire ai lăsat. Tu ai venit la noi cu vindecare, în orice loc pe unde ai colindat. Ai ridicat pe cei căzuți pe cale și atâtea rând deschise ai legat. Te-ai coborât ca să mă aduci iubirea. Așa duios și dulce mi-ai vorbit. Deși acolo în cer e fericirea, tu totul pentru mine ai părăsit. M-ai mântuit, m-ai împăcat cu Tatăl eu care atunci eram un lepădat. Te-ai coborât și m-ai luat de mână și m-ai făcut un binecuvântat. Atâtea daruri sfinte și bogate, tu mi-ai adus acolo în Betleem. Cu mâna întinsă stai și-mi dai de toate. Nu cer nimic în schimb, doar să te chem. În umilință ai adus mărire. Nu în casă luminoasă te-ai născut, ci în Betleem, pe o strâmtă ulicioară, în iesle, loc de nimeni cunoscut. Ești Dumnezeu, venit în umilință, dar mi-ai promis că Fiul de Dumnezeu voi fi și eu, atunci când cu credință te voi urma la bine și la rău. Îți salutăm venirea minunată, Emanuel, sau Dumnezeu cu noi. Ești jertfă, mântuire și speranță. Ești dragoste, ce unul face din doi. Cântăm ca îngeri odinioară, mările în ceruri, pace pe pământ. Că în Betleem, pe o strâmtă ulicioară, ni s-a născut un Dumnezeu, un Sfânt. Mărturiei primit să-l duci la alții,
uităm pomul vieții, găsește numai frunză sau va găsi și rod. Va îngriji el pomul, îl va uda să crească, sau taie și aruncă tot ce e uscat în foc. Mă recunosc, Iisuse, și-n cer iertare, Doamne, smerit cu pocăință, mă plec sub crucea Ta și aud jertfa iubirii, cum mijlocește-n rugă, o Tată, Sfinte Tată, mai lasă-L încu-n an. Și aud jertfa iubirii, cum mijlocește-n rugă, o Tată, Sfinte Tată, mai lasă-L încu-n an. Ne-au fost prezentate aici câteva domenii ale vieții noastre în care noi trebuie să veghem. Și ca pildă a faptului că noi suntem datori să veghem, spunea fratele nostru că Dumnezeu este Cel care mai întâi veghează. Veghează asupra cuvântului Său, așa cum spune Ieremia, capitolul 1, spre cuvântului Său ca să se împlinească. Și Ieremia a văzut lucrul acesta și Domnul a spus: bine ai văzut, că eu veghez asupra cuvântului Meu ca să-L împlinesc. Dumnezeul nostru veghează asupra bisericii Sale pentru ca ea să fie peste veacuri ceea ce Dumnezeu vrea să fie, și anume stâlp și temelia adevărului. Dumnezeu veghează asupra familiilor noastre, supra caselor noastre, supra noastră fiecăruia. Dumnezeu veghează și pentru că El veghează, suntem aici și ne bucurăm de această veghere a Lui, de purtarea Lui de grijă și mulțumim. Spune aici fratele Danci că noi trebuie, Marius, că trebuie să veghem asupra noastră. Fiecare avem datoria aceasta, să veghem asupra noastră. Și mă gândesc la lucrarea aceasta, și anume faptul că spunea că trebuie să veghem în vederea rugăciunii, să nu uităm de rugăciune, să nu uităm să fim veghetori în ceea ce privește rugăciunea. Veghere înseamnă să fii treaz, să fii lumină, a veghea supra căii tale, supra vieții noastre, înseamnă lumină. Și m-am gândit că sursa acestei lumini este rugăciunea. Dacă vrem să păstrăm intensitatea luminii, adică a vegherii noastre la aceeași amplitudine, noi în viața noastră trebuie să cultivăm rugăciunea și să dăm valoare timpului de rugăciune, părtășii în rugăciune cu Dumnezeul nostru. Cât de mult veghem asupra acestei lucrări a rugăciunii, adică cât de mult alimentăm sursa existenței noastre, atât de mult veghem asupra vieții noastre, atât de mult se vede lumina. Și fie ca Dumnezeu să ne învrednicească să avem această sursă puternică, și anume rugăciunea. E sursa care dă viață, care dă puterea de a veghea asupra cărării noastre. Dumnezeu să ne ajute și în sensul acesta să fim vegheatori și să îi dăm locul care se cuvine rugăciunii în viețile noastre, în familie, în biserica Domnului, și Domnul să ne ajute la aceasta. Citeam în cuvântul Scripturilor câteva cuvinte și 45, versetul și 46 spune așa: dar când robul acela zice în inima lui: stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi, pe slujnice, să mănânce și să bea și să se îmbete, stăpânul robului acelui va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți, și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucruri încredințat lor.
În această dupămasă aș vrea să vă mai prezint în câteva momente crarea aceasta de a fi credincioși și a veghea asupra lucrului pe care Dumnezeu ni l-a încredințat fiecăruia dintre noi. Fiecăruia dintre noi Dumnezeu ne-a dat un talent. Așa cum găsim în pilda talanților, unul i-a încredințat un talent, altuia doi, altuia cinci. Și în biserica lui Dumnezeu, fiecăruia dintre noi Dumnezeu ne-a încredințat un talent. Și poate unii dintre noi n-am vegheat îndeajuns și talentul pe care ni l-a dat Dumnezeu, am făcut ca și robul acela care l-a învelit în ștergar, l-a ascuns și când se va întoarce stăpânul, ce va face? El a prezentat, Doamne, aici e talentul pe care mi l-ai dat Tu. L-am păstrat, am avut grijă de el. Dar Dumnezeu spune cuvântul Scripturilor în pilda aceea că a apreciat pe acela care a avut doi și care i-a pus în negoț și cu ei a mai adus alții doi. A apreciat pe acela care a avut cinci talanți și cu ei a lucrat, nu i-a învelit în ștergar, nu i-a pus deoparte, i-a ascuns undeva, nu, ci cu talanții aceia a lucrat, i-a pus în negoț și a mai adus alți cinci talanți. Veghere, dragii mei, veghere. Dumnezeu fiecăruia dintre noi ne-a dat un talent sau, dacă vreți, ne-a încredințat un mandat. La unii le-a dat mai mult, așa am citit aici în cuvântul Scripturilor. Altora le-a încredințat mai puțin. Celor ce le-a încredințat mult, li se cere mult. Celor la care le-a dat mai puțin, Dumnezeu nu avea pretenția să dea atâta cât dă cel care are mulți talanți. Dar pe măsura în care Dumnezeu ne-a înzestrat cu talent, așa, în acea măsură Dumnezeu ne cere veghere asupra talentului nostru. Și aș vrea după masa aceasta să reflectăm fiecare în dreptul nostru și să ne cercetăm pe noi înșine și să vedem care e talentul pe care ni l-a dat Dumnezeu și ce am lucrat cu el. Cât de mult am vegheat asupra lucrării pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o să o facem. Poate veți spune, cea mai mare responsabilitate a cei din față care predică, care conduc biserica, comitetul bisericii. Da, e adevărat, Dumnezeu încredințează unora mai mult. E adevărat. Și se cere, așa cum spunea aici fratele nostru Marius, să veghem unii asupra altora, și asta înseamnă să veghem ca biserica lui Dumnezeu să propășească unii asupra altora în vederea zidirii spirituale, a creșterii spirituale. Important lucrul acesta, iubiții mei. Dar să ne cercetăm fiecare pe noi înșine. Dumnezeu fiecăruia dintre noi ne-a dat un talent. Fiecăruia. Cineva spunea că în biserica lui Dumnezeu nu sunt șomeri. Toți au de lucru. Și dacă Dumnezeu ne-a dat darul acesta a ne ruga pentru cei ce conduc lucrarea, pentru cei ce conduc cântarea de laudă în casa Domnului, dacă ne-a dat darul acesta să stăm în spărtură, cum se spunea altă dată aici, și n-am făcut-o îndeajuns, a veghea, dragii mei, înseamnă să ne revizuim statutul acesta de oameni care stăm în spărtură, de oameni care mijlocim pentru cei ce duc greul sau povara bisericii. Și anul acesta care vine, făcând o analiză a vieții noastre, să analizăm din acest punct de vedere, slujirea noastră fiecăruia. Dacă unora dintre noi Dumnezeu ne-a dat darul să cântăm spre lauda Domnului și poate anul acesta am învelit în ștergar talentul și n-am lucrat îndeajuns, Dumnezeu să ne învrednicească să dezvelim talentul acesta, să punem în negoț și să lucrăm pentru lauda Domnului, să cântăm laudele Lui. Dacă Dumnezeu a pus în inima noastră și pe inima noastră râfna Evangheliei și anul acesta în care am intrat, am vrea să lucrăm cu talentul acesta, propovădui cuvântul Scripturilor. Frați care duminică de duminică lucrează în filiile bisericii și merg și predic acolo cuvântul Scripturilor. Dacă anul care a trecut nu s-au văzut prea multe rezultate,
Ne rugăm ca în anul acesta Dumnezeu să ne ajute vegând asupra talentului acesta pe care Dumnezeu ni l-a dăruit, de a vesti cuvântul Scripturilor, propovădui cuvântul Lui, să reflectăm asupra felului în care noi am vegheat asupra talentului acesta și dacă n-am sacrificat de mult, suficient de mult timp pentru a ne pregăti în vederea aceasta, slujirea acesteia, Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să veghem și în sensul acesta și să ne dăruim mai mult lui Dumnezeu în a cerceta Scripturile, în a prezenta cuvântul Scripturilor așa cum este El. Cuvânt drept, adevărat, să transmitem oamenilor care vin în contact cu cuvântul Scripturilor adevărul acesta absolut, adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dacă au fost chemați să facem o altă slujbă, nu știu de ce natură este slujba aceasta la care ești angrenat în Biserica lui Dumnezeu. Trebuie să fim angrenați fiecare. Fiecare dintre noi trebuie să participăm într-un fel sau altul la creșterea spirituală a Bisericii, la zidirea Bisericii lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi. În seara aceasta vă chem să reflectăm asupra acestor lucruri, asupra darurilor pe care Dumnezeu ni le-a dăruit, talentul care Dumnezeu l-a pus în viața noastră. Și dacă nu ne-am îndeplinit mandatul acesta pe care Dumnezeu ni l-a încredințat, dacă n-am putut să ducem mandatul acesta până la capăt sau am abandonat bătălia aceasta spirituală, am abandonat eficiența aceasta în lucrarea lui Dumnezeu, seara aceasta cred că este momentul să revizuim felul în care ne-am îndeplinit mandatul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Și dacă sunt carențe, dacă sunt lucruri care trebuiesc îndreptate, seara aceasta, îndemnați de cuvântul Scripturilor, noi trebuie să veghem în sensul acesta, ca să ne putem îndeplini bine misiunea, mandatul pe care Dumnezeu ni l-a dat fiecăruia dintre noi. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Așa am citit aici, că soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Ori dacă vrem să fim credincioși lucrului pe care ni l-a încredințat Dumnezeu, noi trebuie să veghem. Noi trebuie să veghem. Vorbind Apostolul Petru, întâia sa carte, despre felul în care au vegheat cei din vechime, care au profețit despre venirea lui Mesia, anume, el spune Apostolul Petru în prima sa carte că ei au făcut din aceasta ținta căutărilor lor stăruitoare, să vadă în ce vreme avea să se întâmple aceste lucruri. Și în cartea 1 Petru, în capitolul 1, versetul 10 și 11, cuvântul Scripturilor spune, prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrerurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. N-au stat nepăsători față de mesajul pe care Dumnezeu l-a avut prin ei, pentru noi, spunea Petru atunci. Ori, în vremea aceasta, cred că una dintre marile lucrări ale vegherii noastre este să cercetăm vremurile și timpurile în care ne găsim. Mai mult decât oricând, cred că trăim vremurile de pe urmă, când Hristos Domnul va veni a doua oară pe pământ. Și nu va veni ca și mântuitor, ci va veni ca mare judecător. În sensul acesta sunt multe pilde în Cartea Sfântă, Matei capitolul 25, pilda celor 10 fecioare. Și toate evangheliile prezintă lucrarea aceasta de a veghea în vederea faptului că Domnul Iisus Hristos este gata să vină din nou pe norii cerului. Vorbește acolo în pilda celor 10 fecioare că toate erau fecioare, toate aveau candele, toate așteptau mirele să vină. Dar nu toate au luat cu candele, împreună cu candele și un de lemn de rezervă. Cele nechipzuite spune că nu și-au luat un de lemn de rezervă. Au ațipit, au adormit, a venit miezul nopții. A venit mirele, s-a făcut strigarea, iată mirele, ieșiți-i spre întâmpinare. Cuvântul Scripturilor că cele care au vegheat, cele care au fost vegheatoare, au luat împreună cu candele și un de lemn
de rezervă. Și când a făcut strigarea, au putut să iasă spre întâmpinarea mirelor, pentru că au fost veghetoare. În vederea acestei lucrări a venirii Domnului Iisus Hristos pe norii cerului, noi trebuie să fim veghetori, pentru că tot cuvântul Scripturilor ne spune că dacă nu veghem, vor veni oameni, vor veni învățători care vor spune: aici e Hristosul, Hristosul e dincolo. Să nu-i credeți. Să veghem asupra învățăturilor care, cu care se confruntă biserica secolului 21. Învățături, da. Trebuie să veghem asupra lor și să percepem care este glasul lui Dumnezeu, care este glasul celui veșnic. De multele alte voci care se ridică și spune: ăsta e Hristos. Hristos a venit, Hristos a venit. Și să putem să deosebim vocea lui Dumnezeu dintre multele voci care se ridică. Să deosebim învățătura sănătoasă a Scripturii cu privire la revenirea Duhului, cu privire la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos în lumea noastră. Și acolo cuvântul Scripturilor spune, ce privește lucrarea aceasta, că voi știți când înfrăgezește ramura, când începe să încolțească acolo, știți că se apropie vara, primăvara și se apropie vara. Tot așa spune cuvântul Scripturilor, când veți vedea semnele vremurilor, așa ca și pe vremea lui Noe, oamenii vor zidi, se vor mărita, se vor însura, se vor căsători, vor fi preocupați de lumea aceasta, să știți că venirea Domnului este aproape. Știți să citiți, spunea el, semnele vremurilor. Știți când bate vântul din spremează zi că va fi zăduf. Sau știți să spuneți când apune soarele într-un anume fel cum va fi ziua de mâine. Toate acestea înseamnă veghere. Dar noi trebuie, citind semnele vremurilor în care trăim, trebuie să ne dăm seama că de fapt suntem în așteptarea mirelui nostru ceresc și mirele nostru ceresc e gata să vină. Facem din aceasta ținta căutărilor și cercetărilor noastre stăruitoare înaintea lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, veghem asupra acestei lucrări? Dacă veghem, atunci trebuie ca venirea Domnului să nu ne surprindă. Fie că vine la prima strajă din noapte, fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la prânz, în zorii zilei, dimineața sau seara, noi nu trebuie să fim surprinși. Biserica lui Dumnezeu trebuie să fie gata. Ea trebuie să fie gata să iasă spre întâmpinarea mirelui ceresc. De aceea suntem îndemnați la acest început de an să veghem. Să veghem asupra noastră, să veghem asupra familiilor noastre, să veghem unii asupra altora, să veghem în ce privește învățătura cu care se confruntă biserica. Da, iubiții mei, noi trebuie în permanență să avem o stare de veghere, o așteptare, dar nu așteptare în ațipire, ci o așteptare în veghere. Și aceasta înseamnă, din partea noastră, din partea fiecăruia, preocupare pentru toate aceste lucruri. Fie ca Dumnezeu să ne învrednicească la aceasta, să ne găsească veghând pe fiecare dintre noi, la locul și la postul la care Dumnezeu ne-a așezat. Dumnezeu să ne învrednicească să ne găsească veghind, îndeplinindu-ne mandatul, misiunea pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu în lumea aceasta. Și acolo, fiecare dintre noi să căutăm, să găsim locul, mandatul, misiunea pe care Dumnezeu ne le-a încredințat. Și acolo unde am fost deficitari, până aici, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea puterea de a veghea mai mult și a pune în negoț talentul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Să lucrăm cu talentul acesta, să ne punem la îndemâna lui Dumnezeu veghind și să lucrăm toți împreună, în unitate. Pentru că vrem sau nu vrem, istoria merge înainte. Dumnezeu își duce planul lui la îndeplinire. Că vreau eu sau că nu vreau, că dorești, că nu dorești, planul lui Dumnezeu, el merge înainte. Istoria condusă de către acest mare Dumnezeu, ea merge cu fiecare zi, cu fiecare an înainte. Vrei, dorești să te raliezi la planul acesta lui Dumnezeu, la voia lui Dumnezeu, la lucrarea aceasta, să fii împreună lucrător cu Dumnezeu? Vreau lucrul acesta?
anul acesta care ne stă înainte, Dumnezeu vrea mai multă implicare din partea noastră, mai multă veghere din partea noastră asupra lucrării pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o fiecăruia. De aceea cred că nu-i prea mult și nu vă cer prea mult să ne mai rugăm Domnului și în sensul acesta Dumnezeu să ne călăuzească pe fiecare cu puterea de a veghea asupra lucrării, asupra misiunii pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o, să putem duce la îndeplinire și în final Dumnezeu să fie acela care să spună despre noi: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Pentru că așa am găsit spus aici, că pe aceea pe care îi va găsi făcând așa, vegând, spune că el va veni, îi va așeza la masă și va începe să le slujească. Până atunci și până acolo, veghere. Dar știm că vegherea noastră va fi răsplătită de Dumnezeu, pentru că El se va încinge și ne va servi la masa Lui în împărăția dragostei Lui. Haideți să stăm ridicați și împreună să ne rugăm Tatălui nostru Ceresc în sensul acesta, ca Dumnezeu să ne învrednicească, să ne dăruim Lui prin vegherea noastră de fiecare zi. Amin.
să reocupăm locurile și împreună să mai dăm slavă Domnului cântând și apoi și Dani și el caută și în cântare și să nați.
Totul vrea și totul poate.
Cât de frumoase sunt cântările și poeziile care au conținut biblic. Ți-mi e mare dragul să le asculți. Și chiar dacă ele au vechime, le-ai auzit de multe ori cântându-se, le-ai auzit de multe ori recitându-se. Ele și-au prospețimea lor și și-au farmecul lor și și-au efectul lor. Pentru că întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu are în el forță, nu are în el putere. De aceea, Dumnezeu să ne ajute să punem preț pe lucrurile care au valoare. Amin. Iată ce spunea Domnul Iisus Hristos, pasajul citit din Evanghelia după Luca din capitolul 12, versetele 43 și 44. Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Ferice? Ferice? Să te găsească stăpânul la urmă, în rânduială, și să te pună peste toată avuția lui. Știm care este avuția stăpânului. Scriptura ne spune că tot cosmosul, toată creația a fost creată pentru Hristos. Toată a fost creată prin El și toate să stă în putere prin cuvântul puterii Lui. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Dar vedeți? Ca să ne putem încadra și să putem să primim calificativul acesta de fericiți, așteptarea nu este o așteptare pasivă. Aștept și eu. Ca și când ai fi undeva, mai știu, într-o gară sau, mai știu, o aerogară sau altceva de genul acesta și aștept să vină mijlocul de transport și mai... Este, mai știu, o oră, două ore, trei ore. Alții așteaptă la schimbul avionului, așteaptă undeva 7-8 ore câteodată și așteaptă. Așteptarea ce este o așteptare pasivă. Aici, ce spunea Domnul Iisus Hristos? Ferice de robul acela care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând. Dar nu făcând orice numai de dragul de a face, ci făcând așa, adică respectând rânduiala pe care El a așezat-o. Respectând rânduiala pe care El a așezat-o. Dar ca să ne putem să ne calificăm în categoria aceasta a robilor Lui, vedeți? Spune aici Domnul Iisus Hristos, mijlocul trebuie să fie încins și făcliile aprinse. Nu ești oricum, nu poți să faci ceea ce trebuie să faci, ceea ce a rânduit stăpânul, oricum, în orice ținută, oricum, nu, nu. Mijlocul trebuie să fie încins și făcliile aprinse. Și citea fratele Marius ceva mai devreme din Efeseni capitolul 6, că mijlocul trebuie să fie încins cu adevăr. În cartea prorocului Isaia în capitolul 11 se vorbește acolo despre Domnul Iisus Hristos că avea mijlocul încins, el va fi, avea mijlocul încins cu credincioșia. Deci mijlocul încins și făcliile aprinse. Deseori îl găsim pe Apostolul Pavel, începându-și epistolele și prezentându-se pe el și spunând că e rob și apostol al lui Iisus Hristos. Rob și apostol al lui Iisus Hristos. Cum a ajuns el să fie rob al lui Iisus Hristos? Mijlocul, încins cu adevăr,
A avut o zi în viața lui când s-a întâlnit cu Domnul, când Domnul i-a schimbat viața. Și nu numai atât, Domnul i-a încredințat Evanghelia. Și la un moment dat îl găsim spunând, zice, Domnul m-a chemat să fac lucrul acesta și spune, vai de mine dacă nu o fac. Deci, mijlocul nostru trebuie să fie încins cu cuvântul lui Dumnezeu. Adică, cuvântul acesta lui Dumnezeu trebuie să fie modelat gândirea noastră, comportamentul nostru, trăirea noastră, apropierea noastră de Dumnezeu. Să fi fost scoși din întuneric la lumină, cum spunea Apostolul în Fapte, în capitolul 26, și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primim prin credința în Hristosul mântuirea și iertarea de păcate, împreună cu cei ce sunt sfințiți. Ca să primim statutul de rob, deci trebuie să fi trăit izbăvirea aceasta, în primul rând. Am trăit izbăvirea, am fost scoși din moarte și aduși la viață. Și singurul care poate să facă lucrul acesta este Hristosul. Este Hristosul. Ei, după ce El ne-a adus din moarte la viață, El ne cere nu numai să rămânem în continuare încinși cu adevărul și făcliile să fie aprinse. Spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, versetul 12, Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, spunea Domnul, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ori, după ce am trăit izbăvirea aceasta din păcat și din fără de lege, noi trebuie să ardem în trăirea noastră. Spune Apostolul Pavel, scriind bisericii din Galatia, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. El era deja o lumină, o lumină în ce privește trăirea și lumină în ce privește propovăduirea. Vedeți? Spunea Domnul Iisus Hristos, ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Nu făcând ceva. Nu. Imaginați-vă că aveți ceva de lucru undeva la câmp și vă chemați un vecin sau un cunoscut sau o rudenie să vie într-o zi să vă ajute la sapă. Și ăla vine dis de dimineață și zice, da, uite, vecine sau neamule, am venit să te ajut. Și ia sapa și se apucă și îți face o groapă în mijlocul grădine, să mai știu eu, în fața casă. Zice, am venit să sap. L-ai chemat și trebuie să facă ceva, dar nu orice. Nu, nu. Trebuie să facă ceea ce trebuie să facă. Așa e și în cele spirituale. Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Nu sunt puțini cei care sunt sinceri în crezul lor care îl au în Dumnezeu. Și se luptă și fac. Fac sacrificii că-s demn de invidiat pentru ceea ce fac. Dar dacă nu-i după rânduială, ce folos? Apostolul Pavel zice, eu alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro. Mă lupt, zice, dar nu ca și unul care lovește cu pumnul în vânt. Nu, nu. Ci după rânduială. După rânduială. Așteptăm să vină stăpânul. Îl așteptăm. Apostolul Petru spune în prima sa epistolă, capitolul 1, versetul 13, spune acolo, de aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea Domnului Iisus Hristos. Aștepta, dar așteptarea Lui nu era o așteptare pasivă,
ci era o așteptare lucrând, trudind și nu oricum, ci după rânduială, după rânduială. Un nou an și-a deschis porțile fața noastră. Și ascultați-mă, spunea Domnul Iisus Hristos, vremea când era lumea noastră printre altele, zice, voi mai ziceți că sunt 5 luni până la 10 luni. Oh, încă nu-i vremea. Mai putem, cu alte cuvinte, să stăm liniștiți. Și zice, ridicați-vă ochii, ridicați-vă privirile și vedeți că holdele sunt coapte, sunt gata pentru seceri. Dumnezeu ne cheamă pe toți să fim împreună lucrători cu El. Dar ca să ne calificăm pentru slujirea aceasta, în primul și în primul rând, noi trebuie să primim statutul acesta de robi ai Lui. Și ca să intrăm în această categorie urâtă de lume, dar privilegiată înaintea Lui Dumnezeu, asta nu se poate face decât numai prin credința în Domnul Iisus Hristos. Numai El este Cel care ne poate izbăvi din robia păcatului și a stricăciunii și ne facem robe ai neprihănirii, da, robe ai adevărului, robe ai dragostei de Dumnezeu, da. Și atunci, luminând în trăirea noastră și în slujirea noastră, în propovăduirea noastră, ne ducem înainte lucrând și așteptând în același timp să vină Stăpânul, să ne găsească făcând și lucrând și lucrând după rânduială. Dumnezeu să ne vrednicească pe toți la aceasta. Amin. Haideți să stăm ridicați. Și împreună, prin rugăciune, să ne încredințăm în mâna Tatălui Ceresc și să rugăm, dacă a mai pus în fața noastră oportunitatea aceasta, încă un an, nu știm cât din el, dar cel puțin ziua de astăzi, încă e ziua noastră, să-L rugăm să lucrăm cu înțelepciune, să nu ne pierdem vremea în nimicuri, ci să lucrăm și să nu lucrăm oricum, numai de dragul de a lucra, ci să lucrăm după rânduiala pe care El a stabilit-o. Amin. Ne încredințăm în mâna Ta cea totputernică, Tată Ceresc. Cerim ajutorul și sprijinul Tău, Doamne, ca având mijlocul încins, Doamne, și făcliile aprinse,
Să putem să fim robii aceia înțelepți, Doamne. Robii aceia ascultători de Tine, Doamne, care să facem lucrarea la care Tu ne-ai chemat, Doamne. Fie binecuvântarea Ta peste biserica Ta întreagă, peste viețile noastre ale fiecăruia, Doamne. În numele Domnului Iisus Hristos să-ți mulțumim, Tată Ceresc, că Tu ne iubești și ne asculți. Amin. Să ne ocupăm puțin locurile. Timpul de părtășire duit pentru după masa aceasta, pentru seara aceasta, se încheie aici. Următorul serviciu de părtășie cu toată biserica va fi duminică dimineața, când în timpul serviciului de părtășie de dimineață vom avea și sărbătoarea împărtășirii cu corpul și sângele Domnului. Pe toți vă binecuvântăm în numele Domnului și vă dorim în continuare sărbători binecuvântate cu Domnul. Mâine seară suntem liberi. Pe toți vă binecuvântăm în numele Domnului și vă dorim în continuare un timp binecuvântat cu Domnul. Amin.